Liderii PNL urmează să aibă o discuție cu Florin Cîlțu în această după-amiază, în care să-i ceară acestuia, întors din vizita în SUA chiar în cursul zilei de azi, să demisioneze din funcția de președinte al partidului. După această discuție, liberalii vor participa la o ședință a BX care va convoca pentru duminică Consiliul Național care să înceapă procedura de organizare a Congresului Extraordinar, care să aleagă un nou președinte al PNL, în persoana premierului Nicolae Ciucă. Ar urma să existe o serie de schimbări și la nivelul prim-vicepreședinților și vicepreședinților, actualii fiind aleși în funcție la Congresul din septembrie 2021 pe lista cu care Florin Cîlțu a obținut funcția de președinte, în urma competiției cu Ludovic Orban. Și Dan Vâlceanu, actualul secretar general al PNL și cel mai bun prieten al lui Florin Cîlțu, își va pierde funcția. Pentru poziția de secretar general este luat în calcul Lucian Bode, ministrul de interne. Surse din conducerea partidului au declarat pentru Digi24.ro că, în cazul în care Florin Cîlțu nu va dori să aibă o plecare lină, adică să accepte să demisioneze, liberalii nu îl vor mai lăsa pe acesta să rămână în funcția de președinte al Senatului. Însă, susțin sursele citate, este puțin probabil ca Florin Cîlțu să accepte să plece de bunăvoie de la șefia partidului, ceea ce va declanșa un posibil război public între el și partid. De altfel, unii dintre liderii de filiale au început să-și declare public susținerea pentru plecarea lui Cîlțu din fruntea partidului și înlocuirea acestuia cu premierul Nicolae Ciucă. Președintele PNL Brăila, deputatul Alexandru Popa, a declarat joi, în conferință de presă, că opțiunea filialei județene pe care o conduce și a lui personală este ca premierul Nicolae Ciucă să preia președinția PNL. El adăugând că a fost printre primii semnatari ai scrisorii prin care lui Florin Cîlțu este solicitată demisia de la conducerea partidului. Și președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, a scris, într-un editorial pentru Digi24.ro, că Nicolae Ciucă trebuie să fie președintele partidului. M-am alăturat imediat colegilor mei care cred că PNL are nevoie de un proiect politic nou construit, așa cum e o regulă nescrisă a organizațiilor politice românești, în jurul celui care se află în fruntea administrației, care are o viziune de ansamblu asupra mersului României, care elimină blocajele sau lipsa de dialog din relația cu organizațiile locale sau cu parlamentarii. Și să fim sinceri, un om construit într-un sistem unde disciplina, ierarhia, valorile, onoarea, demnitatea sunt cele mai puternice arme, este pregătit pentru lumea politică. Nicolae Ciucă este primul român după regele Mihai decorat de SUA cu Legiunea de Merit, cea mai înaltă decorație pe care forțele armate ale SUA o pot acorda unei persoane care nu este cetățean american. Este cea mai puternică garanție de profesionism, performanță, onestitate, demnitate.